Și destul de bine fortăreața, dar trebuie să mai upgradăm niște chestii, așa că mai trebuie să mai găsim niște lemn. Din păcate, toporul ăsta e aproape pe ducă. Dar o să luăm cât lemn putem și să vedem dacă ne descurcăm cu el. Bine, măcar că nu sunt zombie aici. Și pot să îmi văd de treaba mea liniștit. Dar oricum am mai făcut roze niște gloanțe la pistol, așa că chiar dacă o să vină, nu o să fie o mare problemă. Și bineînțeles că mai am, minele. Și dacă e vreun hord ăsta mare, le dăm cu minele în cap și gata, nu mai avem probleme. Ok, mai avem 50 condition. Punem lemnul ăsta la făcut, până când mai luăm noi niște lemn. Și cu ocazia asta, o să terminăm noi și partea de sus. Să avem o bază destul de protejată. Ar trebui să o testez împotriva unui hord și să-i las pur și simplu să treacă și să vedem dacă reușesc să treacă de protecție. Dar mie că o să-mi distrugă gardul ăsta, că nu e foarte protejat. Așa, ne-am urcat. Am impresia că spider zombie poate să treacă peste absolut orice, așa că gardul ăsta de 3 nu cred că o să-l oprească. Doar că mai pun sus niște barbed wire dacă fac. Da, avem nevoie de metal destul de mult. Ok, am rămas aici data trecută. Și pe gardul ăsta o să-l fac level 2. Să arate bine. Sper doar că pilonii de jos sunt suficienți pentru ce am eu nevoie. Mai avem nevoie de wooden frame-uri. Și nu știu, nu mai scoate sunet. De obicei scotea sunet când le făceam. Data asta nu mai scoatem. Începem noi de aici. Și asta nu știu ce, mă gândeam să o dau jos, că nu mă ajută foarte mult, dar momentan nici nu mă deranjează. Putem să facem eventual un fel de balcon sau un fel de shootout place, de unde poți să stai cu arma și să tragi. Mai avem de upgradat partea asta. Să vedem câte din astea s-au făcut, 12 bucăți. Ok, să le și punem. Trebuie să dacă tot s-au făcut. Shit, e un pilon acolo. Ok, le pun unde nu-s piloni. Momentan, și pe aia dăm pilonii. Să stai așa, mă. E de să-i dau eu jos acum. Mă, cam enervează. Și am la pe ăsta. Luăm și pe ăsta și mai e unul aici. Mai sunt doi, în afară de ăsta. Curând trebuie să mănânc și să beau. Să nu moară caracterul ăsta. Fuck, mai e unul. Ok, și terminăm și cu pilonii ăștia într-un final. Așa, acum avem o grămadă de wooden frames. Probabil nu o să le folosim pe toate aici, dar e bine că le-am făcut. Ca ați văzut, cu asta construiești cam mare parte orice. Mai rămânem cu 5 bucăți. Ok. Lemn mai avem. Bă, nu prea mai avem. Stai așa să-l pun la făcut pe ăsta. Că
că nu o să ne ajungă 29 de bucăți să upgradăm toată partea asta de sus. Oh, mai avem nevoie de încă una. E de aici. Și acum să-l upgradăm. Trebuie să-l fac și level 2, deci avem nevoie de mult mai mult lemn. Așa că o să-mi ajungă tot lemnul ăla pe care l-am în inventory. Dar mai trebuie una și aici, că e pe colț. Tine un zombie acolo. Să beau niște apă, să mănânc ceva. Probabil a fost idee mai bun să mănânc întâi și pe aia să beau apă. Cam așa decurge treaba. Dar, na. Dacă stau așa ascuns aici, uite, sunt undetected, ok. Deci e bine că pot să stau ascuns aici. Înainte aveam chestia aia transparentă așa, vedea prin ea, știi, nu transparentă, dar avea găuri și vedea prin ea. Dacă stau așa și sunt ascuns de horde și pot să mă mișc liber. Așa că într-un fel e mult mai bine. Și apropo, în legătură cu H1Z1 Miscreated și toate jocurile astea noi survival care stau să apară, sunt foarte mulți dintre voi care mă întrebați: Max, de ce nu faci serie că a apărut deja? Sau de ce nu faci serie când apare? Sau, deci jocurile astea n-au apărut încă, vă dați seama că dacă apăreau, le făceam serie cu ele. Ce se întâmplă e cei de la H1Z1 cheamă youtuberi și streameri la ei în birouri. Și tipii aia poate să joace de acolo și pun videourile la ei pe canal, știi, cam asta se întâmplă. Dar H1Z1 n-a apărut încă, deci vă anunț eu când apare. Dar oricum, ca de obicei, vă anunț pe Facebook toate chestiile astea. Deci dacă nu sunteți pe Facebook, recomand să intrați. Chiar dacă nu aveți cont, vedeți acolo toate informațiile care aveți nevoie. Cât lemn mai avem? Ok, 80 bucăți ne ajung. Bun, și am terminat și partea asta. Uite, bă, ce tare e. Deci cât de tare aici. Să mă asigur că toate sunt level 2. Da, toate sunt level 2. Mă voi urca eu la etaj. Stai, pun de... Pe aici mă urcam. Și mergem în fortăreața noastră. Aici mai am ceva de upgradat? Nu cred că mai am ceva de upgradat. Mergem să punem itemele în chest și apoi o să mergem la un supply run. Le punem în chestul ăsta de sus. Hai să vedem ce nu avem nevoie. Ăsta. Ăsta. Pac. Short iron pipe. Stai, mă, cu ăsta nu se crafta. Trebuie să văd, mă, dacă e așa sau dacă nu e așa. Dacă folosesc eu tool-ul ăsta și pun un short iron pipe, îmi dă metal stripes. Văzusem undeva chestia asta, că pui un short metal pipe de ăsta și puteai să repari uneltele, dar probabil că nu. Bun, să punem ăsta aici. Leather-ul, n-avem nevoie de el. Cloth, nici așa. Stick-urile o să le țin... Fac, le-am aruncat. Unde s-au dus acum? Da, s-au dus ele undeva. Asta nu avem nevoie de el. Minele o să le ținem aici în caz de urgență. Lanterna o să o iau în caz că se face noapte. Mâncare la greu din supply crate-urile alea. Lemnul, în caz că avem nevoie să-l ținem la noi. Asta nu. Pastilele o să iau doar 5 bucăți. Bandajele o să le ținem. Glass jars o să le ținem. Astea de băut acolo. Uite așa. Avem două pistoale, da, avem două pistoale, să le pun acolo. 15 de astea de mâncare avem la noi, așa că nu o să fie o problemă. Astea acolo, cobblestone, stai să văd ce se face cu cobblestone astea. Și o să mă uit pe wiki să văd ce poți să faci cu cobblestone rocks. Forge material stone, poți să folosești în forge, cred.
Pine seed-ele le replantăm acum imediat. Shotgun shells avem nevoie pentru shotgun. Iar asta nu o să le folosim. Vreau să mă duc un inventory cât mai gol, să colectăm cât mai multe resurse. Fapt, mai pun un scaun în casă, nu știu, avem cam multe scaune. Da, hai să-l punem și pe ăsta că, na. S-a dat cam mulți zombie, oare vreun horde prin preajmă? Level 7? Nu știam că am level. Pot să pun... Na, n-am skills sau ceva. Zombie skill 336, deci am omorât 336 de zombie. Survivor skill 1. What? Am omorât în survivor? Pe cine? Cred că m-am omorât pe mine, că am murit de 6 ori. Total score 36 și 9, respis 29. Interesant asta. Da, sunt doar eu pe server. Că practic nu e server, e single player. Un singur shell am pentru shotgun. Dar poate mai găsim. Hai să mergem într-un supply run. Coborăm pe aici. Pac, fain, frumos. Și o să ieșim pe unde se iese. Nici nu-ți mai dai seama că am plantat atâția copaci aici. E destul de undercover bază. Foarte tare. Mie chiar îmi place cum a ieșit această bază. Singura chestie pe care vreau să o modific e partea din față. Acel pământ o să-l scoatem de acolo dacă găsesc un shovel. Dar hai să mergem la drum. Și să mergem de data asta în altă parte. O să ne urcăm... pe unde pot să mă duc? Gravetown, nu-mi place zona aia deloc. Să mergem pe aici, Coronado. Coronado pe acolo? Da. Mergem la Coronado, să vedem, găsim ceva acolo. Nu vreau să mă mai duc în Gravetown pentru că e o zonă destul de grea. Ați văzut, sunt niște zombi care scuipă pe acolo. Nu, e aiurea. Astea toate sunt verificate pe aici, până și casele sunt verificate și loot spawner-ul am impresia că este la 3, la 3 zile, deci pe 3 zile se respawnează itemele. Totuși ăsta e untouched, uite, am găsit două de alea de băut. O să mă uit pe alea care sunt untouched, nici nu le mai dau loot, dar doar mă uit să văd dacă scrie untouched, o să-i dau loot după aia. Am impresia că bag-urile astea se spawnează random. Posibil și asta. Și mergem pe aici și o să ajungem la strada principală în curând. Nu mai am... și trebuie să... Da, trebuie să mergem încet. Nu mai pot să beau apa. Adică pot și să-mi dea stamina, dar n-ai nicio rost că practic o irosesc. Așa că o să mergem direct. Și o să mai aștept cu apa să-mi regenereze stamina. Pe aici, prin zona asta, mai sunt și câini ocazional. Astea s-au spanat acum, oare? Astea erau spanate de mult, că uite, sunt verificate deja. Pune și asta, da. Stai așa, gunpowder avem nevoie. Că o să mă uit imediat cum facem și niște gloanțe. Baterie, feather am nevoie. Baterie, în schimb, nu știu la ce-mi folosește. Ce e? Că era un animal ceva. Ai un porc acolo. L-aș tăia și l-aș lua cu mine, dar știți voi. Are miros și după asta o să atragă toți zombii, așa că nu-l iau acum. Poate o să iau niște animale să le gătim acasă, dar în drumul înapoi. În niciun caz acum. Grămadă de iteme bune în bag-urile astea care sunt pe jos. Și vreau să ajung acolo la coordonat. Cum? Coronado. Da. Hai să vedem ce e acolo. Sunt destul de curios.